36 de ore, atât a durat intervenția pompierilor pentru a stinge incendiul izbucnit sâmbătă la groapa de gunoi a Clujului. Astăzi, reprezentanții ISU au anunțat că nu mai există pericole. 6 echipaje de pompieri au intervenit pentru limitarea și oprirea focarelor de incendiu care au cuprins deșeurile din rampa de la Pata Râd. Cei 40 de subofițeri ISU angrenați în intervenție au avut nevoie de 500 de tone de apă pentru a stinge incendiul, care s-a extins din minut în minut. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, cauza care a dus la producerea acestui incendiu este în curs de cercetare. Autoritățile suspectează însă că focul ar fi fost provocat de câteva persoane neidentificate. Administratorul rampei de deșeuri a depus plângere penală la poliție.